Aș vrea toate versetele biblice, dacă se pot afișa în engleză, direct în engleză, ca să fim operativi. Și aș vrea din Osea, din capitolul 7, versetul 8 și versetul 9 să se afișeze. We will be reading from Hosea, chapter 7, verses 8 and 9. And if we could have the verses be put up pretty on time, so that way we could use all the time that we have and not spend too much time trying to find the verses. God bless you guys up there. Ephraim has mixed himself among the peoples. Ephraim is a cake unturned. Aliens have devoured his strength, but he does not know it. Yes, gray hairs are here and there on him, yet he does not know it. Tema pentru seara aceasta pe care am ales-o, bineînțeles, la călăuzirea Duhului Sfânt. The teaching that will be for tonight that God has given me through the Holy Spirit. Se intitulează Intrușii care îți vor devora puterea. Intrușii care îți devorează, care îți mănâncă puterea. Intruders that will devour your strength. Drogurile, tutunul și alcoolul. Drugs. Tutun. Drug smoking and alcohol. Tobacco and alcohol. Vreau să încep cu o descoperire pe care am primit-o din țară pentru tinerii de aici. I would like to start out by saying a proclamation from the word of the Lord that God has given for the church over here. Și Duhul Sfânt spunea așa. And the Holy Spirit was saying like this. Sunt tineri care se dedau la consum de droguri. There are teenagers here in this church that are consuming drugs. Dar unii sunt mână de desfacere, adică dealeri. And then there's some that are who are giving out the drugs. Colaborează cu cei care manipulează drogurile și le împart într-o parte și în alta. They collaborate with those who manipulate and the drugs and give here and there. They pass them out. Sunt tineri care au o viață duplicitară și părinții lor nu știu nimic. There are teenagers here that are living duplicate lives and their parents don't know nothing. Și acești tineri așteaptă binecuvântarea Domnului. And these teenagers are waiting for the blessings from God. Dumnezeu vrea să-i atragă din cursă, din capcană. God wants to take them away from this way of living. Ferice de cei care vor înțelege. Blessed are those who will understand. Că vor fi salvați din mari necazuri. For they will be saved from great tribulations. Cei care nu înțeleg, primejdia îi urmărește. Those that don't understand, a great danger is following them. Și prăpădul sau moartea îi așteaptă. And death is waiting for those who want, like don't understand but don't want to understand. Aceasta a fost descoperirea. This was the word that was given by the Holy Spirit. Și în timpul ce ne-a mai rămas, and in the time that has remained for us, vom folosi cuvântul lui Dumnezeu la maximum. I want to use the word of the Lord to the maximum. Pentru a acorda un ajutor. So that it can give us a way of a helpful, a guidance for what we have to go celor through. Celor care trec prin astfel de situații, de stări. For those that are going through these situations and through these problems. O să mă duc pe patru lucruri, pe patru capitole. I would like to go in four different areas. Unu, problema consumului de droguri. One of them is the problem of consuming drugs. Doi, cauzele consumului de droguri. The second one is the causes of consuming drugs. Trei, efectele. The third one is the effects of taking drugs, yes. Consuming drugs. Și patru, tratamentul biblic, spiritual, pentru așa ceva. And the fourth point will be the treatment of trying to get out of taking and consuming drugs. Drogurile se cunosc de mii de ani, să știți, de mii de ani. Drugs are well known for thousands of years. Inclusiv populațiile vechi ale Americii. Especially the older populations of America. Da, cunoșteau în special partea de tutun, de fumat, de smoke. They would consume a lot of the tobacco that was being used back then.
Când Cristofor Columb a ocupat a ajuns în America, n-a ocupat-o, a ajuns în America. When Christopher Columbus first came to this land, a descoperit pipa. He discovered the pipe. Da. Și atunci europenii au auzit pentru prima dată de țigară, de fumat. And that was the first time that the Europeans heard about such a thing, that there's a pipe or a cigar. Prin anii 1600, around the years around 1600, 1600, a fost un ofițer care a făcut 10 ani de închisoare. There was an officer who had 10 years that he had to serve 10 years in jail. Pentru că soția lui l-a reclamat. Because his wife gave up on him, gave him up like l-a părât. She traded him in. She told the law what he did. Și ea spunea așa: soțul meu înghite foc și scoate fum pe nas. And she was saying like this: my husband is swallowing fire and he's blowing out smoke through his nose. Și-a făcut 10 ani de închisoare. And because of this, that man served 10 years of jail. Citeam în istorie. I was reading in history about tot atunci, pe la 1600, around that time in the 1600s, cineva a adus în Europa fumatul, pipa. Someone brought to Europe the smoking, the pipe. Și stătea în bibliotecă și fuma. And he was staying in his study and he was just smoking. Un scriitor, un mare scriitor. A writer, a big writer. Și slujitorul lui, servitorul lui, a intrat, l-a văzut. And his worker came in, walked in and saw him. Și fără niciun cuvânt a alergat afară, a luat o găleată cu apă și a aruncat-o peste el. And without saying another word, ran outside, grabbed a bucket of water, came back and poured it all over this man. O zis, stăpânul meu a luat foc pe dinăuntru. And he said, my master has started to burn from the inside. Deci vă dați seama în Europa cât se cunoștea legat de opiu, că opiu era atunci fumat. So you understand and you kind of have a knowledge of how much in the 1600s Europe knew about what smoking and what tobacco is. Și cât se cunoaște astăzi. And about what it was being consumed in opium and how much is being used and how much they know of it today. Țigările fumate pe un an de zile în America. The cigarettes that are smoked in around 1 year time in America. Cântăresc greutatea a 350.000 de mașini. Weigh 300. Okay. All the drugs that are smoked in America per year have the same weight of 350,000 cars. Yes. 420,000 de tone. 400,000 tons. 139 de milioane de oameni cu vârsta peste 12 ani. There are over 139 million people over 12 years old. Recurg la droguri în lume. They partake in drugs. 12 milioane de oameni mor pe an, mor anual din cauza drogurilor. 12 million people per year die due to the cause of drugs. În America, un copil din 12 fumează marijuana. In America, one out of 12 kids smoke marijuana. Unul din 6 elevi a încercat crack-ul. One out of 6 kids students have tried crack cocaine. Unul din 20 servește cocaină. One out of 20 do cocaine. Și problema este că acest demon, acest balaur intră și în biserici. And the problem is that this demon has started to come into the church. Și Domnul vine și trage un semnal de alarmă că există intruși care încearcă să ne devoreze, să ne mănânce puterea. And the Lord is raising an alarm that there are intruders that are coming in to devour our strength. Vreau să mergem mai departe. I want us to go further. Și să ne uităm la cauzele consumului de droguri. And to look at the causes, why do people take drugs? O primă cauză este anturajul. The first cause is due to the entourage. În Judecători, în capitolul 9 cu 48, in Judges 9:48, se spune despre Abimelec. It's written about Abimelech. Care le-a spus celor din jurul lui. That told those that are around him. Și erau câteva mii de oameni. And there were several thousand people. Uitați-vă la mine și să faceți ca mine. Look at me and do exactly what I do. Și următorul verset. Deci astea două versete, 48 și 49. Nu, mergem rapid. În Daniel, în capitolul 3, amintiți-vă Valea Dura.
In Daniel chapter 3 in the valley of Dura, există, am numit-o eu, mâna, pentru că sunt cinci acțiuni, mâna presiunii anturajului, mâna presiunii anturajului. Over there we're going to look at the entourage, the hand of the power of the hand that is in the entourage. Când tu intri într-un grup, when you enter into a group, există primul deget, am numit eu, al presiunii, liderul. The first point is the thumb. Liderul. The leader. Împăratul în Valea Dura. The king in the valley of Dura. A construit un chip de aur. He made a big statue of gold. Deținea terenul pe care era chipul de aur. Terenul, locul. Ce înseamnă deținea? Îl avea. Oh. He owned the land that was over there. Da, și acest împărat era de fapt liderul lumii de atunci. And this king was the leader of the people back then. Când intri într-un anturaj, when you enter into an entourage, vei avea de înfruntat prima dată liderul anturajului. There's always that you're going to have to confront the leader of the entourage. Dacă ai trecut de el, poți să fii biruitor. Once you have passed by him or once he lets you come in the entourage, you have entered, you're victorious. Dar mai există cel puțin patru degete ale presiunii. Then there's four more points, four more fingers of pressure. Degetul 2, presiunea majorității. The pressure of majority is number 2. În Valea Dura, oameni din orice limbă, orice norod, cum scrie în Apocalipsa, erau antrenați în aceeași acțiune. In the Valley of Dura, there was many, in the population, there was many of different cultures, different nations, yes, that were there. They were all gathered. Apoi, degetul numărul 3 este presiunea legii de haită, așa am numit-o, sau de grup, haită de lupi. Yeah, the third group, the third pressure point that we could say is the law of all those that are around over there. Grupurile care fac rău sunt asemănate cu haita de lupi. The groups that do bad, they assimilate like just like a wolf pack. Ce presiune mare a fost în drept la cei trei tineri când au văzut că toată lumea se aruncă cu fața la pământ. How great must have that pressure been when they saw everybody around them was throwing those bound down to the floor. Plus că împăratul a dat poruncă, era legea haitei, porunca împăratului. And also it's like the alpha wolf, he gave the command, the leader gave the command and you have to follow the command. Și apoi degetul 4 este presiunea clipei. And the fourth pressure point we could name it is the pressure of secunde. The time, the seconds, the what was happening at that time, what's going on. Scrie acolo în clipa când veți auzi, atunci. It's written in at that time, at that exact moment when you will hear then. Yes. Și apoi degetul 5 este presiunea limbajului. And the fifth pressure point is the pressure of the speech, of the tongue, of the power of the words. Era acolo angrenat limbajul verbal și non-verbal prin muzică. Over there you had the pressure that you had to understand. There was the pressure that was verbally and non-verbally, but it came through the music. Și se încerca manipularea acestor oameni prin muzică. And the manipulation that was being tried and being pressured was through the music. Și să știți că am întâlnit băieți, fete din bisericile noastre. And know that I've met boys and girls, people from our church, pe care n-au putut să-i doboare cei din lume cu celelalte degete ale presiunii. That I've met them, they didn't fall down from the other four pressure points of the world. Dar au reușit prin muzică. But through music they fell down. Hai să-ți pun o piesă să o auzi. Let's just listen to this one song. Let's listen to this one piece. Și în timp ce auzi piesa respectivă, while you're listening to this sort of music, pierzi controlul, you lose control, și începi să faci ca ei. And you start to do exactly what they do. Ei, uitați-vă, sunt cel puțin 5 degete, le-am numit eu, sau mâna presiunii anturajului. I want you to look at this hand of these pressure points, these five pressure points, this hand that has to do with the whole entourage. Apoi este cauza abuzului. Then there's also the cause of abuse the drug. Abuzul poate fi intim, sexual sau poate verbal.
There are certain types of abuses that we know. There's the verbal abuse, there's sexual abuse. Și știu și cunosc oameni care s-au refugiat în drog din cauza că au fost abuzați în copilărie. I know many people that have found a refuge in the drugs because they have been abused verbally or sexually when they were younger. În Biblie avem cazul Tamarei, Tamar, sora lui Absalom. In the scriptures we look and we see this this example of this girl named Tamar. She was the sister of Absalom. Care a fost abuzată. She was abused. Și ea s-a refugiat de fapt nu în drog. And when she took refuge, she didn't take refuge in the drugs. S-a refugiat în depresie. She took refuge in depression. Scrie acolo, era nemângâiată, nemângâiată. It's written over there, she was not comforted. Nimic n-o putea liniști pe fata asta. Nothing could have calmed her down. Pentru că ea s-a furișat, s-a refugiat acolo, în depresie. Because she took a refuge in the depression. O a treia cauză a consumului de droguri este abandonul domestic sau familial. A third cause of why people turn to drugs is abandonment of family, of those around. David și-a abandonat un copil timp de 5 ani. David abandoned one of his kids 5 years. Se numea Absalom. His name was Absalom. 3 ani a fost la bunicu, dar nu la tata. 3 years he went to live with his grandfather, but he didn't come to live with his father. A venit în Ierusalim și 2 ani n-a vrut David să-l vadă. When he came to Jerusalem, for 2 years David didn't want to see him. Și băiatul ăsta s-a refugiat în duhul de ucidere. And this boy took refuge in a spirit of killing, of crime, of murder. Există tineri care atunci când tata și mama îi abandonează. There are teenagers that when their parents abandon them, ei se refugiază în drog. They take refuge in drugs. Mai există o a patra cauză, exemplul familial negativ. There's another, the fourth example is a negative example from the family. În Geneza 19 ni se spune despre Lot. In Genesis 19 we read about Lot. Care a devenit bețiv pentru o noapte și apoi pentru încă o noapte. He became a drunk for one night and then the second night. Și în istorie descoperim că moabiții care erau urmașii lui Lot au fost bețivi. And we find out in history that the Moabites that were the descendants of Lot, they became drunkards. Pentru că au luat un exemplu negativ de la Lot. Because they took the negative example from Lot. Apoi o a cincea cauză este nevoia de evadare a tinerilor. The fifth cause of taking drugs and going into drugs is that the teenagers try to evade. Nu cred că vă plac notele de la școală, să tot vă dea profesorii note. You don't like that the teachers always give you bad grades. Sau părinții să spună du gunoiul, fă curat, du-te acolo, du-te dincolo, fă cu tare. Or that your parents give you commandments, you know, to take out the trash, clean up your room, do this, do that. I don't think a lot of teenagers like this. La mulți din tinerii de astăzi le-ar plăcea să trăiască în insula bunului plac, să facă ce vor ei. A lot of teenagers would like to live on this one island, kind of like I want to do whatever I want to do. Și din cauza asta ei se refugiază în drog. And in this, and because of this situation, they take refuge in drugs. Și ei invocă stresul. Cauza principală e stresul. Stresat, domnule, stresat, și trebuie să fac ceva. In doing so, they invoke stress, and because they invoke the stress, they tell themselves, I need to do something. Și apoi a șasea cauză sunt problemele spirituale. The sixth problem is the sixth cause is problems, spiritual problems. Spunea Spinoza, un filozof european, a philosopher by the name of Spinoza, care era și evreu, he was also a Jew, că în fiecare om există, in every man there exists, horror vacui, asta e în latină. In Latin it's called horror vacui. Frica de vid, de gol. The fear of void. Of emptiness. Și noi încercăm golul acesta interior. And we try this emptiness, this void that's interior. Să-l umplem cu ceva. To fill it up with something. Ar trebui să-l umplem cu Dumnezeu. We need to fill it up with the Bible, with God. Cu Scriptura. With the Scriptures. Dar noi recurgem de multe ori la altceva.
But a lot of times we, people, we like to fill up that void with other things. Și așa apar străinii care ne devorează puterea. And because we look at these things, the strangers appear that eat our power, they devour our power. Vreau să vă spun și o întâmplare din viața mea. I would like to tell you and give you an example of a situation that happened in my life. În 2010 am fost plecat în Australia. In 2010 I was gone in Australia. Am vizitat un tânăr care era în închisoare. I visited a young teenager that was in jail. Era din cauza drogurilor acolo. The cause of his why he was in jail is because of drugs. Și am avut un vis de noapte. And I had a dream at night. În visul meu, in my dream, se vedea un preot, un popă, cum era în România, cu haina lungă. In my dream, I saw a priest, a pope. Și lângă el era un satanist. And next to him, there was a satanic, satanist. Tatuat. All tattooed. Părul lung. Long hair. Și ăsta era îmbrăcat tot în negru, exact ca preotul. And this satanist was dressed exactly like the priest, all in black. Dar era omul diavolului. But he was the devil's man. Începuse să ningă. It started to snow. Eu vă zic o poveste dintr-un vis. Nu credeți că am întâlnit. E visul like, meu. I'm just reminding you, this is what I saw in my dream. It wasn't really happening. It was what I saw in my dream. Și când începea să ningă, when it started to snow, vedeam cum prin aer zboară un pom, un brad, ca de Crăciun. I saw that all of a sudden, through the air, started to fly like a, it looked like a Christmas tree. This tree, it was like a pine tree. Cădea într-un loc anume. It started to come down into a certain location. Pe o câmpie. Into a big field. Și cei doi bărbați se uitau cu atenție unde cade. And these two men were looking very attentively where it's going to fall. O luau la fugă. They started to run. Și în locul în care cădea acel copac tăiat. And in that location, in that place where the tree was starting to fall, copacul acela tăiat se transforma într-un sicriu. The tree that was falling, that was cut and was falling down, was starting to transform into a coffin. Ei, în sicriu, când îl deschideau ei, and when they opened up that coffin, se vedea un porc viu. Inside there was a live pig. Și ei luau porcul acesta. So they took this live pig. Și îl duceau la biserica pentecostală. And they took it to the Pentecostal church. Și mergeau la, în special la tineri. And they were going especially to the younger generation, to the teenagers. Și îl întrebau pe tineri. And they were asking the teenagers. N-ai vrea să ai și tu un porc, să fii bogat? Wouldn't you like to have a pig to be rich? Și am văzut mulți tineri. And I saw many teenagers. Dar am văzut și oameni mai în vârstă. And I saw even older men. Care luau porcul. They were taking this pig. Și își deschideau o mică afacere. And they were opening up a small business. Și în visul meu. In my dream. Un tânăr care cânta în biserică. A young man that was singing in the church. A venit la mine și mi-a spus așa. Came to me and told me this. Eu am câștigat $2,500 pe droguri. I won 2000, I have made $2,500 on drugs. Și mi-am dat seama că porcul acela, and then I realized that that pig era duhul de lăcomie. Was the spirit of greed. Și m-am gândit, fraților și surorilor tineri, and then I started to think, young brothers and sisters, că se potrivește și la noi. Because this also can be compared to us. Cine vrea să se îmbogățească rapid. Whoever wants to become rich fast. Și cu orice preț. And with any price. Acela să știți că nu ajunge bine. They will not, the result will not end up good. Poate ești în prag de căsătorie. Maybe you're about to get married. Și îți dorești binecuvântarea lui Dumnezeu. And you want for God to have, give you blessings. Nu o să o primești niciodată. You will not receive it. Dacă tu nu te pocăiești. If you do not repent. Poate că te-ai căsătorit. Maybe you have been already married. You've gotten poate married. Poate că ai un copil bolnav. And maybe you have a sick child. Și te întreb de ce e bolnav copilul meu. And you ask yourself, why is my child sick? Știi de ce? Do you know why? Pentru că tu ai intrat în cercul acesta vicios. Because you have entered this vicious circle. Al dealerilor.
of the dealers, droguri. Of the drug dealers. Primul punct din acest cerc. The first point in this circle. Autodistrugerea. Auto destruction. Al doilea. The second one. Uciderea. Murder. Îi ucizi pe alții, le dai drog. You murder other people. You're killing other people when you're giving them drugs. Și al treilea e lăcomia. And the third one is greed. Și acesta este cercul dealerilor. It's a circle of that engulfs and it takes all the dealers. Te întreb de ce nu ai pace, de ce nu ai bucurie. You may ask yourself, why don't I have peace? Why don't I have joy? Te întreb și trec la efectele consumului de droguri. You ask yourself, and well, what about the effects? Then you look at the effects from the drugs. Te întreb de ce te-ai îmbolnăvit de leucemie. You probably ask yourself, why did I become sick of leukemia? De ce faci heart attack? Why do you have heart attacks? De ce ți se deteriorează țesuturile? Why do all your joints and everything in you is starting to deteriorate? De ce pe plan psihic ai vinovăție și rușine și remușcare? Why psychologically you are feeling guilty and you are starting to feel remorse? De ce ai gânduri de sinucidere, depresie? Why are you starting to have suicidal thoughts and thoughts of depression? Din cauza aceasta, aceștia sunt străinii care îți mănâncă puterea. Because of this, these are the strangers that are eating your strength. Ce tratament ne oferă Biblia pentru așa ceva? What is the treatment that the Bible is giving us for this situation? În primul rând, pocăință. The first one is repentance. Pocăința are trei de re în limba română. Recunoaștere, regret, renunțare. Repentance in Romanian... Recunoaștere. One at a time. Acknowledge, to acknowledge. Yes. To acknowledge. Și apoi regret. The regret. Și renunțare. And then to give up, to stop, to renounce. Apoi tratamentul numărul 2. The second treatment. Plinătatea Duhului Sfânt. To be filled with the Holy Spirit. Efeseni 5:18. Ephesians 5 verse 18. Nu vă îmbătați de vin. Do not get drunk with wine. Pe destrăbălarea asta. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Partea asta e mai importantă. Asta poți să zici. Fiți plini de Duh. The opposing part of being drunk is to be filled with the Holy Spirit. Amin. Amen. Apoi, tratamentul numărul 3. The third treatment. Proiectarea viitorului. The projection of your future. Tu îți proiectezi viitorul, nu alții ți-l proiectează. You project your future, not somebody else projects your future. Trebuie să te gândești ce vei deveni în următorii 10 ani. You need to think, what will I be in 10 years? Vrei să devii un om bolnav și până la urmă un om mort? Do you want to become somebody sick and at the end a dead person? Sau vrei să fii binecuvântat cu o familie frumoasă? Or do you want to be blessed with a good and a beautiful family? Trebuie să te gândești, te vei duce la biserica satanei, vorbesc în ghilimele. You need to think, am I going to go to a satanic church? Sau în biserica lui Dumnezeu? Or am I going to go into the church of God? Cei care atentează la drog, cei care recurg la drog, cei care caută drogul, aceștia nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. People that find refuge, people that go, people that take drugs, people that use drugs, they will not find the kingdom of heaven. Tu trebuie să înțelegi lucrul acesta, că Dumnezeu e împotriva acestei dependențe, acestei robii, sclavii. You need to understand that God is against all of these people that are dependent on drugs, that take refuge in drugs, that are slaves to drugs. Apoi, al patrulea tratament, înarmează-te cu Scriptura. The fourth treatment is to arm yourself with the Scriptures. Poate ați auzit povestea cu cei doi câini, unul alb și unul negru, care maybe se băteau. Maybe you've heard the story of those two dogs, the black dog and a white dog that were fighting against each other. Era mai tare cel care mânca mai mult. The one that was stronger was the one that ate more. Dacă îi dai de mâncare sufletului tău, va fi mai tare. If you give more strength, more food, if you feed your inner person and your soul, your inner person will be stronger. Dacă te duci la stăruință și ceri Duhului Sfânt să te umple, te umple. If you come to the nights of prayer when they pray for the baptism in the Holy Spirit and you ask for God to fill you up with the Holy Spirit, He'll fill you up. Și apoi al cincilea tratament, caută consiliere. The fifth treatment is to find conciliation, to find counseling.
Există și centre de dezintoxicare. There's centers and rehab centers, detox centers. Și uitați-vă ce spune aici în cartea Ioel și vreau să și încheiem, dacă se poate afișa Ioel capitolul 2, chapter 2, de la versetul 24 la 25. From verse 24 and 25. Dumnezeu are aici o promisiune minunată pentru fiecare dintre noi. Joel chapter 2, 24 and 25, the book before Amos. Aici Dumnezeu spune în felul următor și vreau să spun, să precizez lucrul acesta. Acolo e bun. 24 și 25. The threshing floor shall be full of wheat. And the vats shall overflow with new wine and oil. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Dacă diavolul și-a bătut joc de tine 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani. If the devil has made a mockery of your life 5 years, 10 years, 15, 20 years. Dumnezeu are puterea să-ți răsplătească anii aceștia, cum spune versetul 25. God has the strength to reward you and to pay you back for all of these years. Și în următorii ani să recuperezi ceea ce ai pierdut. And then the following years to recuper and to get back all that you have lost. Și să devii un vas folositor în lucrarea lui Dumnezeu. And to become a vessel that he can use you into his work. Domnul Iisus să ne ajute pe toți. May Christ Jesus help us all. Amen. Amen. Amen.